Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Prea cu cernice Părinte, iubiți frați, surori, într-un Hristos, slăviți să fie Domnul. Mulțumim Domnului pentru ziua aceasta binecuvântată, pentru că și astăzi, iată, ne putem întâlni aici, în locul acesta, în condiții de libertate și de pace, să dăm slavă Lui prin aceste cântări minunate și aceste poezii frumoase, să ne întărim prin cuvântul Lui pe care l-am auzit din gura fraților și dimineața la Sfânta Liturghie și să cerem ajutorul Domnului prin rugăciune. Aș dori ca, în primul rând, ca același salut pe care l-a adus Sfântul Apostol Pavel galatenilor să îl aduc și eu astăzi frățiilor voastre de aici din cetatea Clujului. Să dau citire primului capitol din Galateni, primelor 5 versete. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat dintre cei morți, și toți frații care sunt cu mine către bisericile Galatiei. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre ca să ne scape din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu Tatăl nostru. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Eu mă bucur mult să întâlnesc frățiile voastre. Nu am avut niciodată ocazia să vin aici la Cluj, la această adunare. Am avut însă ocazia prin intermediul tehnologiei, să vizionez de la distanță, din confortul scaunului meu, predicile care s-au mai spus aici, în biserica aceasta, cântările, și am rămas profund impresionat și chiar am avut dorința aceasta să vin și să vă întâlnesc pe frățiile voastre. Aș vrea și eu să fac puțină referire la Evanghelia de astăzi, din duminica aceasta, a purtării crucii, poate dintr-un alt punct de vedere, dintr-o altă perspectivă, menționând faptul că astăzi, în rândul celor așa zis creștini, se vorbește tot mai puțin despre cruce. Parcă această cruce se ascunde undeva, se pune undeva la o parte, se ascunde undeva într-un colț, se face tot mai mică și oamenii nu sunt așa de încântați să audă despre cruce. Poate mulți dintre ei nici nu înțeleg ce este crucea, nu au avut ocazia să le spună cineva ce înseamnă crucea, fie că vorbim de crucile acestea pe care le avem toți dintre noi, a familiei, a căsătoriei, a serviciului, a facultății sau a școlii, dar și alte cruci, a bătrâneții, a bolii, a singurătății și altele care le știm noi, fiecare în parte. Desigur, se dau vina pe tot felul de lucruri. Se dă vina pe politică, pe economie, pe infrastructură, pe tot felul de factori care, mai mult sau mai puțin, există și ne afectează, dar se pierde din vedere esențialul. Unde este chiar pe starea vremii. Dar unde este crucea? Care este voia lui Dumnezeu în viața noastră? Care mai este sensul vieții noastre fără să avem o cruce? Vreau acum să dau un exemplu cu căsnicia, cu nunta, pentru că recent am participat la un astfel de eveniment, o nuntă a unui fost coleg de liceu, și
Aș vrea să mărturisesc câteva gânduri referitor la stările pe care le-am trăit, la cuvintele pe care le-am auzit și la biserică și cumva să, poate puțin îndurerat și așa ca o constatare, să mărturisesc anumite lucruri. Totuși n-aș vrea să las impresia aceasta că totul este din ce în ce mai rău sau că, bineînțeles, este o nădejde în toate. Mulți tineri probabil se căsătoresc și vedem cum mulți tineri se căsătoresc deja cu gândul că se vor putea desparte la un moment dat, dacă nu le convine căsnicia sau există și posibilitatea aceasta a divorțului. Probabil la, nu știu dacă la alte ceremonii, prin alte părți, din câte am auzit, deja nu se mai spune în biserică că ceea ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă pentru a nu deranja, probabil, sau nu aduce o rană sau a înfricoșa pe mir de responsabilitatea aceasta a căsniciei. Dar vreau să vă mărturisesc că am participat la o ceremonie religioasă la care tocmai cel care ar fi trebuit să vorbească mirilor despre jugul căsniciei, despre crucea, despre responsabilitatea mare pe care cel mai mult dintre frățiile voastre o cunoașteți, despre crucea aceasta pe care trebuie să o ducă soții, acel care ar fi trebuit să spună lucrurile acestea a spus mirilor la sfârșit, așa într-o scurtă predică de sfârșit, a spus că creștinismul e bucurie, distrați-vă, petreceți fără nicio preliște, fără nicio grijă, să o faceți lată, să vă distrați că acesta este creștinismul. Numai la sfârșitul petrecerii, așa ca o mică, să spunem, îngăduință, să vă aduceți aminte cum vă cheamă și pe ce stradă locuiți. Observăm lucrurile acestea și bineînțeles că noi ne întristăm de starea în care s-a ajuns în unele locuri și lucrurile pe care le vedem și e greu să credem cum chiar o parte din aceștia care ar trebui să apere valorile bisericii și se vrea să fie tot mai mult pe placul lumii, se vrea să se vorbească despre bucuria aceasta, despre extazul acesta care este la început și plăcerea aceasta de moment, fără a mai avea în vedere ceea ce presupune căsnicia pe termen lung. Și este trist atunci când se identifică adevărata bucurie duhovnicească cu păcatul. Dar și uneori ne mai întrebăm, sau poate mulți dintre tineri din ziua de astăzi se întreabă ce este păcatul, unde este crucea sau ce este crucea. Și chiar mulți tineri nu pot răspunde la aceste întrebări. Sunt foarte, foarte bulversați de toate informațiile care apar de acest relativism al secolului în care trăim, pentru că adevărul este acela care ți-l definești tu, Dumnezeu este acela care cumva îți place ție sau e pentru fiecare diferit și, din păcate, se inoculează foarte mult această idee că nu există un adevăr absolut și că toate lucrurile sunt relative așa cum le consideră fiecare și că trebuie să respectăm opiniile și dorința celorlalți și să gândim în felul acesta. Noi dăm slavă lui Dumnezeu pentru că în lucrarea aceasta oastei am avut un părinte drag care a spus lucrurile răspicat, care a spus păcatului păcat,
care a atras atenția, care, cum spunem noi, a, sau cum s-ar spune, a tăiat în carne vie, tocmai pentru a ne salva, pentru a ne trezi conștiința, pentru a ne aduce la realitate. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Și desigur, noi ne bucurăm că probabil cei mai mulți dintre noi ne-am născut în lucrarea oastei Domnului, am fost educați, am fost obișnuiți și am avut o identitate foarte bine precisă și am cunoscut pe Dumnezeu în modul cel mai autentic. Dar totodată ne doare și nu poate să ne doară pentru semenii noștri, pentru cei care nu cunosc sau pentru cei care probabil își doresc să cunoască, pentru că cei mai mulți tineri chiar au o sete de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dar voi reveni și la acest aspect și aș vrea să mărturisesc că mărturisirea de credință și, cum a spus și fratele mai devreme, mărturisirea crucii, mărturisirea lui Hristos în viața aceasta chiar este o dovadă de curaj și că nu este ușor de cel mai multe ori să-L mărturisesc pe Hristos. Și vă spun personal că de greu este uneori să-L mărturisești pe Dumnezeu, în sensul în care să-I spui prietenului tău sau semenului tău că nu e bine ceea ce face, că nu e bine ca la care merge, că nu e chiar așa ceea ce a ales, nu e bine. Și este mult mai ușor să fim diplomați, să tăcem, să încuvințăm, să zâmbim, să ne avem rezerva noastră în privința greșelilor fratelui nostru, dar să nu-i spunem nimica. Și știm, probabil cei mai mulți dintre frățiile voastre știți cuvântul Sfântului Apostol Pavel într-una din epistolele sale, care spune: de va cădea cineva în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta, cu duhul blândeții, luând seamă la tine însuți să nu cazi și tu în ispită. Mai facem noi una ca asta, fraților? Fac eu aceasta? Îmi doresc eu să-l ajut pe fratele meu sau încerc să fiu diplomat, încerc să fiu tolerant, aș vrea să nu-l supăr, dacă se bucură să se bucure și îmi păstrez pentru mine gândurile mele și lăsăm așa totul într-o așa spusă pace de moment. Și legat de acest aspect are fratele Traian o poezie de rugăciune atât de grăitoare în sensul acesta: O Doamne, ai milă de cei ce au lăsat prea mari prietenii sau păcate, să nu-i mai întoarcă din drumul curat dorința spre cele lăsate. Uneori prieteniile acestea pe care noi le facem cu anumiți oameni, și e bine să avem, e greu spus prieteni în adevăratul sens al cuvântului, puțin poate avem prieteni sau prietenul absolut este Mântuitorul, cel care s-a jertfit și cel care ne oferă o dragoste necondiționată. Dar și aceste legături pe care le creăm cu vrând nevrând cu colegii, cu cei din jurul nostru, și așa putem să ne pot cumva introduce într-o stare așa, deci nu suntem nici, facem și aia, mai mergem și la adunare, încercăm așa să le împăcăm pe toate fără să spunem păcatul e păcat și virtuții virtute. Aș vrea să dau citire unei poezii foarte dragă mie, a fratelui Traian, care mi se pare foarte actuală cu vremurile pe care le trăim noi astăzi, această stare de libertate economică, socială, politică, în care faci ceea ce vrei, crezi în ceea ce vrei și nimeni nu-ți mai impune nimic. Și poezia se numește Să calci cu teamă. Probabil mulți o știți și aș vrea cu drag să vă recit această poezie. Să calci cu teamă în iarba cea moale de la șes, ispita ca năpârca, acolo stă mai des. Acolo stă păcatul ca șarpele pândind,
Virtutea, rugăciunea și râvna le nevind. Acolo stă desfrâul, când toate-ți merg din plin, și una după alta dorinței negre vin. Și unul după altul vin demonii vrăjmași, iar tu slăbit și leneș, acolo te mai lași. O, nu-ți slăbi vegherea, ci roagă-te mai des, și mai cu râvne ajuns, aleargă, ajuns la drum deșes. Când scap de calea aspră și ajungi la locuri moi, o, mai ales acolo, ispitele vin roi. Atât din cei ce în valuri luptat au strălucit, în locuri liniștite vrăjmașul i-a zdrobit. Mergi mult mai plin de teamă, ajuns la drum plăcut, cu numile mai multe acolo s-au pierdut. Fraților, să avem mare grijă, cum spunea și fratele mai devreme, cum mărturisim crucea, cum îl mărturisim pe Hristos, și revin din nou la aceea idee pe care am lăsat-o, că tineri într-adevăr au o căutare. Dacă probabil mulți din cei tineri, am discutat cu colegii noștri și eu, fiind chiar și cu cei din alte țări și cu foarte mulți tineri am discutat și am ajuns așa la concluzia aceasta, că tinerii au o căutare, au o mare sete de adevăr, o mare sete de sens, își doresc mult împlinire, își doresc mult adevărul acesta absolut, sunt sădui de relativisme și își doresc să știe ce este dragostea, unde să găsească dragostea absolută, înțelepciunea absolută. Și din păcate cei mai mulți sunt debusolați și copleșiți de grijile acestei lumi, cum este și una din pildele pe care le-a spus Mântuitorul, că unul din acele pământuri în care se seamănă cuvântul, dar din cauza faptului că ea este semănată la poate cele mai multe pământuri ale inimilor tinerilor, sunt aceste pământuri la drum, unde vin păsările și mănâncă aceste semințe, vin grijile sau spinii grijilor și efectiv asfixiază, sufocă creșterea acestor semințe. Poate cei mai mulți dintre tineri sunt în această stare și iar am avut ocazia, m-am dormit mult la o pereche de miri într-o nuntă de lume, în gălăgia aceea muzicii, să găsesc un prilej mai liniștit, o pauză, așa să spunem, de a le recita câteva strofe din cântările noastre minunate pe care sunt dedicate mirilor, au o tematică aceasta a anunții, a însoțirii pe drumul mântuirii, și am avut ocazia să le recit unele din câteva strofe care mi le-am amintit în aceste cântări și au rămas uimiți amândoi. Le-au plăcut foarte mult aceste versuri și chiar au rămas așa foarte uimiți de unde sunt versurile acestea. Sunt așa de frumoase, chiar le-au plăcut foarte mult și m-au rugat personal să le trimit în varianta întreagă acestor poezii și chiar au rămas așa foarte plăcut impresionați, deși a fost un moment foarte scurt în care eu am putut să fac lucrul acesta. Dar am avut pe inimă și tot ce mi-am dorit a fost să încerc un cuvânt frumos, ceva potrivit, ceva din inimă, poate să pun acolo o semânță, cine știe. De multe ori ne considerăm nevrednici să-L mărturisem pe Hristos, dar totodată avem datoria să găsim astfel de prilejul în care să sădim în inimile semenilor noștri un cuvânt bun, ceva care să-i mai trezească, să le mai inspire ceva, și cine știe cum acestea vor rodi mai târziu în inimile lor, numai Dumnezeu, numai Dumnezeu știe lucrul acesta. Precum s-a spus mai devreme de fratele care a venit aici la cuvânt, nu ne putem mântui singuri. Să ne pese, să ne doare și de semenii noștri și să încercăm să-i ajutăm unde poate unele cruci le ducem singuri, dar de altele avem nevoie de ajutor unii de alții. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în vremurile acestea pe care
care ni s-au dat să le trăim pe acest pământ, să avem curajul să mărturisim pe Hristos așa cum putem, în primul rând prin viața noastră, prin exemplul nostru personal, atâta cât putem, cât ni s-a dat nouă. Să ne purtăm crucea cu demnitate, cu tărie, în primul rând cu nădejde, cu nădejdea că pentru orice strop de sudoare și orice lacrimă pe acest pământ și pentru orice lacrimă pe acest pământ va fi o răsplată. Spune într-o frumoasă cântare fratele Traian, tot fratele Traian, cât vor fi încă pe lume munți de greutăți și silă, e nevoie de îndurare, de înțelegere și milă. Nesfârșit de multe lacrimi, câte sunt că în lumea leargă, o iubire nesfârșită poate să nu mai să le șteargă, slăvit să fie Domnul.